Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunteți la retrospectiva celor mai importante știri ale acestei săptămâni. Un tronson al unui important drum județean intră în reabilitare. Contractul de proiectare și execuție pentru drumul județean 203K între Robeasca și Vadu Pașii a fost semnat de conducerea Consiliului Județean și reprezentanții firmei ce au câștigat licitația. Lucrările vor dura mai puțin de 2 ani, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene. Drumul județean 203K de la Vadu Pașii până la Robeasca va fi reabilitat în următoarea perioadă. Procedura de licitație s-a încheiat, iar între firma câștigătoare și Consiliul Județean a fost încheiat contractul de atribuire a lucrărilor. Este un tronson foarte important, deoarece va fi realizată legătura cu un alt tronson al aceluiași drum județean, aflat de asemenea în reabilitare. În sfârșit semnăm un contract pentru un alt tronson important de drum județean. Este vorba de un tronson de drum din drumul județean 203K, limită cu E85, deci comuna Vadu Pașii, sensul giratoriu, până la limita cu județul Vrancea, ultima comunitate, ultimul ateu din județul Buzău care este pe acest tronson, comuna Robeasca. Eu zic că este un proiect absolut important. De ce? Știți foarte bine că și pe celălalt tronson de drum, care tot pe 203K, de la Mărăcinean până la Podul Muncii, drumul este în reabilitare, tot pe fonduri europene. Și ce vreau eu să vă mai spun, în perioada următoare, nu știu, într-o lună, în două, trei, vom continua și cu celălalt tronson de drum, Podul Muncii, Plaionuhului. Odată semnat contractul, va fi demarată faza de proiectare, ce va dura maximum 3 luni. După aceea, constructorul va începe lucrările propriu-zise. Acestea au, conform contractului, termen de finalizare 2 ani. Însă, reprezentantul firmei care a câștigat licitația a apreciat că reabilitarea se va încheia chiar mai devreme de acest termen. Noi ne propunem să terminăm proiectul ăsta într-un an de zile, exceptând perioada de proiectare, fiind un drum simplu din punct de vedere. Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, a precizat că nu va fi vorba de lucrări simple de întreținere, ci de reparații capitale, la standarde impuse de Uniunea Europeană, dat fiind faptul că finanțarea este asigurată din fonduri europene, pe care administrația județeană le-a obținut prin programul operațional regional. Valoarea lucrărilor se ridică la peste 66 de milioane de lei. Mult timp, dar în special în ultimii 5 ani, se constată o scădere alarmantă a natalității. Tot mai frecvent, statisticile actuale evidențiază faptul că numărul nașterilor este depășit de cel al deceselor. Această situație negativă este explicată și prin stresul cotidian, viața agitată și trepidantă la care sunt supuși permanent potențialii părinți, ceea ce afectează serios capacitatea productivă a cuplurilor. O altă cauză importantă este nivelul de trai scăzut, care îi determină pe mulți să amâne momentul sau chiar să abandoneze definitiv ideea de a aduce pe lume un copil, pe care apoi nu vor avea mijloacele necesare să-l crească, într-o lume marcată de criză și nesiguranța zilei de mâine. Tot mai puțini buzoieni se gândesc să devină părinți. Cei care aleg totuși să facă acest pas se opresc la un singur copil sau cel mult doi. Oamenii se tem că nu vor avea suficiente resurse pentru a le oferi micuților tot ce le este necesar sau consideră că nu vor avea un viitor bun. Potrivit datelor centralizate de Direcția de Statistică Buzău, se constată aceeași tendință de scădere a numărului de nașteri, cifre care sunt din ce în ce mai mici, de la an la an. În luna noiembrie am constatat că s-au născut 294 de copii, mai puțin cu 20 față de luna precedentă și mai mulți cu 27 față de luna noiembrie a anului 2017. Se constată că în continuare, așa cum a fost pe tot parcursul anului 2018 și 2017, sporul natural este negativ. Deci se nasc mai puțin copii decât numărul persoanelor care decedează și sporul natural în luna noiembrie a fost de minus 260 de
persoane. Specialiștii au constatat că tinerii își doresc în primul rând o împlinire pe plan profesional. Mulți așteaptă să-și găsească o slujbă stabilă și să-și cumpere o casă, abia apoi se gândesc să-și întemeieze o familie. În acest context și numărul căsătorilor scade de la an la an, în timp ce cifra divorțurilor crește ușor. În ceea ce privește numărul căsătorilor încheiate la oficiile de stare civilă din județul Buzău, în noiembrie 2018, acesta a fost de 122, mai puține cu 99 față de luna octombrie 2018, iar numărul divorțurilor pronunțate în luna noiembrie a fost de 36, cu 4 mai puține decât numărul acestora înregistrat în luna octombrie 2018. De regulă, luna februarie nu este o lună în care se încheie foarte multe căsătorii. Cele mai multe se încheie în perioada iunie-septembrie. Numărul acestora în anul 2018 a fost la un maxim de 390 în luna august. Specialiștii explică această situație negativă prin stresul cotidian, viața agitată și trepidantă la care sunt supuși permanent potențialii părinți. O altă cauză importantă este nivelul de trai scăzut, care îi determină pe mulți să amâne momentul sau chiar să abandoneze definitiv ideea de a aduce pe lume un copil. Schimb de generații la Tribunalul Buzău. Instanța s-a confruntat în cursul anului trecut cu un val de pensionări, fapt ce a îngreunat activitatea instanței. Schema este și acum incompletă, însă noi judecători sunt așteptați să-i înlocuiască pe magistrații care și-au încheiat cariera. Tribunalul Buzău a avut în anul 2018 o activitate apreciată ca eficientă. Au fost însă și indicatori, precum termenul de redactare a hotărârilor, care au tras în jos instanța. Motivele pentru care bilanțul anului trecut nu arată foarte bine la anumite capitole îl constituie criza de personal. Numai puțin de 8 judecători au ieșit la pensie, iar volumul de muncă al celor rămași în activitate a crescut simțitor. Acum, după pensionările masive, la tribunal are loc un schimb de generații. Se face un schimb de generații. În cursul anului precedent s-au pensionat 8 judecători din cadrul Tribunalului Buzău. Imaginați-vă că dintr-o schemă de 32 de judecători, 8 înseamnă 25%, ceea ce este foarte mult într-un an de zile. Acest fapt a presupus desființarea unor completuri de judecate, preluarea unor dosare de către colegii noștri. În acest mod, încărcătura efectivă pe fiecare judecător a fost afectată pentru că a crescut și de aici, poate, și unele întârzieri în redactarea hotărârilor. Criza de personal este o problemă generalizată, care se resimte și la nivelul judecătoriilor arondate Tribunalului Buzău. Pentru judecătoria Buzău, schema prevede 34 de posturi de judecător. În anul precedent, judecătoria Buzău a funcționat undeva între 21 și 26 de judecători, ceea ce din 34 înseamnă foarte puțin. Dintre aceștia, 12 au fost judecători stagiari. Acești tineri judecători de obicei pleacă de la Buzău după terminarea stagiaturii, preferând să ocupe funcții în orașe mari, unde există curți de apel și unde posibilitățile de promovare în carieră sunt mai atractive. În aceste condiții, deficitul de personal de la judecătorii urmează să fie acoperit cu alți stagiari, iar la tribunal prin promovarea unor magistrați de instanțele arondate. O valoroasă operă de artă s-a întors la Buzău după aproape un sfert de secol. Lucrarea ce poartă semnătura marelui sculptor Constantin Brâncuș reprezintă o copie sau o replică a bustului avocatului Petre Stănescu și a fost furată din ansamblul funerar din cimitirul Dumbrava. Bustul a fost găsit de polițiști și adus la Muzeul Județean Buzău, iar specialiștii urmează să expertizeze sculptura pentru a stabili valoarea artistică a acesteia. Originalul se află la Muzeul Național de Artă de la București. De ziua națională Constantin Brâncuș, la 143 de ani de la nașterea marelui sculptor, Muzeul Județean a găzduit un eveniment deosebit, în cadrul căruia a fost prezentat bustul avocatului Petre Stănescu. Lucrarea ce poartă semnătura lui Brâncuș a fost recuperată de polițiști după mai bine de 20 de ani de când a fost furată din cimitirul Dumbrava. Sculptura este o replică sau o copie a originalului aflat la Muzeul Național de Artă. S-a întors după aproape un sfert de secol bustul avocatului Petre Stănescu,
lucrare semnată de Constantin Brâncuș. Așa cum bine știți, lucrare care a fost sustrasă din cimitirul Dumbrava în 1995. Aceasta este lucrarea. Mulțumim tuturor celor care și-au dat mâna și ne-au ajutat ca bustul avocatului Petre Stănescu să se întoarcă acasă. Povestea sculpturii, ce se află acum în patrimoniul Muzeului Județean Buzău, este încă învăluită în mister. Lucrarea urmează să fie expertizată, iar specialiștii încearcă să afle dacă este vorba despre o copie sau o replică. Asupra acestei lucrări mai persistă încă niște semne de întrebare, care sper să le elucidăm cât de curând. Deocamdată este prematur să ne exprimăm asupra statutului ei juridic. O sculptură poate fi o copie, o replică sau un fals. De fals, niciun caz nu se poate vorbi în momentul despre această lucrare. Deci ea este ori o copie, ori o replică. Specialistul a explicat care este diferența între cele două tipuri de lucrări. Replica înseamnă când sunt turnate după același ciclu mai multe exemplare, dar cu încuvințarea artistului, deci au statut de original replică, iar cele turnate tot după ciclu original, dar care nu au încuvințarea artistului, sunt considerate copii. În mod evident, bustul avocatului Petre Stănescu, furat din ansamblul funerar din cimitirul Dumbrava, la fel ca și copia celebrei sculpturi a lui Brâncuș, Rugăciune, are o valoare economică însemnată. Despre modul în care a fost recuperată lucrarea nu există foarte multe informații. Reprezentanții poliției au fost foarte reținuți în declarații, deoarece o anchetă este în continuare în desfășurare, dar au precizat că lucrarea a fost recuperată în anul 2016. În octombrie 1995 s-a sesizat furtul statuii ce reprezintă bustul avocatului Petre Stănescu, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat. În anul 2016, în urma activităților desfășurate în dosarul penal, statuia a fost recuperată. Lucrare ce poartă semnătura lui Constantin Brâncuș, dar și ștanța turnătoriei unde a fost realizată, va fi expusă la Muzeul Județean, unde paza este asigurată cu sisteme performante. Costurile de expertizare vor fi asigurate de Consiliul Județean Buzău. Niciun profesor titular nu va rămâne fără catedră după comasare, este asigurarea dată de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, după ce mai multe cadre didactice s-au plâns că vor rămâne fără catedre. Șefii din învățământ spun că deja s-a făcut o analiză la nivelul școlilor și toți titularii vor avea ore suficiente. Demersurile legate de comasarea mai multor unități de învățământ a creat panică printre profesori. Aceștia se tem că își vor pierde catedrele sau vor rămâne fără normă întreagă, începând cu anul școlar viitor. Odată cu desființarea unor clase, o comisie formată la nivelul inspectoratului școlar a analizat o listă cu cadrele didactice care ar putea avea de suferit. Șefii din învățământul buzoian spun că este prevăzută o reducere de norme, însă aceasta este cauzată și de scăderea drastică a numărului de elevi. De câțiva ani ne confruntăm cu o reducerea numărului de elevi vis-a-vis de populația școlară. Pentru anul școlar următor, cam 39 de clase mai puțin. Deci asta este o selecție, să zic așa, o reducere naturală a efectivelor de elevi, care, bineînțeles, duce de la sine și la o reducere de norme. Acești profesori care sunt titulari, ei vor putea veni în situația în care se face reducere sau comasare de clase la nivelul celor două unități. Spre exemplu, dacă o clasă are un efectiv de 14 elevi, cealaltă 15, este firesc ca atunci când se face fuziunea prin absorpție să se comaseze într-o singură clasă de până în 30, așa cum spune legea educației naționale. Reprezentanții inspectoratului școlar vor întocmi lista cu cadrele didactice care ar pierde din ore. Apoi acestea vor fi evaluate de către o comisie, iar profesorii care vor avea punctajele cele mai mici vor fi chemați în ședință publică pentru a opta pentru alte catedre și posturi titulare libere. Acolo unde sunt reduceri de norme sau de ore, cadrele didactice de la ambele școli își fac dosare de evaluare. Va fi numită o comisie de către inspectoratul școlar formată din cadre didactice care nu au nimic de a face cu
cele două școli care fuzionează, astfel încât evaluarea să se apropie cât mai mult de obiectivitate. Se vor face liste care se vor afișa în ordinea punctajului, iar cadrele didactice care vor avea firesc punctaj mai mic, ele vor veni în ședință publică, pentru că ele sunt titularele sistemului și vor opta din catedrele și posturile vacante pentru alte posturi, dar rămân în continuare titularii sistemului. În același timp, se fac demersuri în continuare pentru a finaliza procesul de comasare a unităților de învățământ. Pe listă se află fuziunea dintre Colegiul Costin Nenițescu cu Grupul Școlar de Meserii și Servicii, Școala numărul 6 cu Școala 16, precum și Grădinița Berca cu Liceul Tehnologic Berca. Suntem în plin proces de realizare a acestei fuziuni. Vreau să vă spun că la nivelul inspectoratului școlar, Comisia de Mobilitate a avut consultații pe de o parte cu cei doi directori de la fiecare unitate de învățământ care fuzionează, inclusiv cu cadrele didactice pe discipline, pe arii curriculare, încercând să vedem care este situația și care vor fi soluțiile pe care le vom lua la nivel de Comisie de Mobilitate, astfel încât să putem rezolva situațiile de eventuale restrângeri sau completări de normă. Numărul insuficient de elevi înscriși an de an la unele școli din Buzău i-a convins pe cei din inspectoratul școlar să propună comasarea unor instituții de învățământ pentru a reduce cheltuielile. Scandalul de la nivel național în care sunt protagoniste mai multe persoane ce pretind că sunt medici scoate la iveală mai multe nereguli. Și la nivelul județului Buzău au existat cadre medicale care fie nu aveau studiile finalizate, fie nu aveau toate examenele necesare promovate. Cu toate acestea, profesau în unități sanitare pe baza unei parafe comandate chiar de către ei. Cazurile nu au fost foarte grave, fiind nevoie doar de câteva examene pentru a putea dobândi toate competențele necesare pentru desfășurarea activității medicale. De curând, la nivel național a izbucnit un scandal în care au fost implicate mai multe persoane care pretindeau că sunt medici și chiar profesau în spitale și clinici din capitală. Imediat după izbucnirea acestui scandal, mai multe situații similare au început să iasă la iveală în aproape toată țara. La nivelul județului Buzău există câteva cazuri în care doctori care profesau nu aveau toate competențele necesare. Au fost parafe în județul Buzău pe care scria așa: MGMF Upus Mur. Această specialitate nu există. Nu există această specialitate. Și cum s-a ajuns ca cel respectiv? Așa a fost scrisă de persoana respectivă, dar în momentul în care această parafă ajunge în fața unui medic care face parte din colegiu, o vede zilnic și nu ia o măsură, ce vi se spune? Ce reprezintă acest lucru? Pentru a nu ajunge pe mâna unor medici falși sau care nu au toate competențele necesare, doctorii ne recomandă să urmărim parafa cadrului medical care semnează documentele. Pacientul nu citește parafa medicului. Parafa medicului trebuie să aibă un anumit format și trebuie să aibă inscripționat pe ea niște date care sunt stipulate clar în regulamentul de funcționare a Colegiului Medicilor. Deci, pe lângă numele scris în clar, cu toate 7 nume, dacă ai 7 nume, trebuie să le ai pe parafă, specialitatea care este confirmată de colegiu, toate gradele profesionale pe care le ai, toate competențele pe care le-ai făcut și codul de parafă. În momentul când tu citești o parafă, tu pe parafa aia trebuie să știi că te-a văzut un internist, un chirurg, un ginecolog, un psihiatru, că ăla mai are și încă 3 competențe sau are și o a doua specialitate, asta este cu totul altceva, dar tu trebuie să înțelegi. După scandalurile în care au fost protagoniste persoane care profesează fără studii de specialitate în domeniul medical, au fost demarate controale și în teritoriu. Inspectoratul școlar a început verificarea tuturor școlilor post-liceale sanitare din județ. Sunt vizate diplomele eliberate, precum și modul în care se efectuează stagiile de practică. Verificările la toate școlile post-liceale sanitare au fost solicitate de către Corpul de Control al Ministerului Educației. Activitățile de control se vor baza foarte mult pe documentele aflate în arhivele unităților supuse verificărilor, inclusiv în privința eliberării diplomelor de studiu. Un nou caz de peste porcină africană a fost confirmat în județul Buzău. Virusul a fost identificat în urma analizelor de laborator la un mistreț găsit mort pe un fond de vânătoare din comuna Berca.
Direcția sanitar-veterinară a confirmat prezența virusului pestei porcine africane la un porc mistreț în fondul de vânătoare 27 Berca, pe raza comunei Berca. Mistrețul a fost găsit mort sâmbătă, iar veterinarii au transmis probe pentru analize la laboratorul de diagnostic. Marți a sosit confirmarea, iar autoritățile au luat de îndată toate măsurile specifice în zona focarului. În urma confirmării diagnosticului de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București, Laboratorul Național de Referință pentru Diagnostic și Sănătate Animală, serviciile veterinare au intervenit și au instituit imediat măsurile aplicabile în cazul diagnosticării unui caz de pestă porcină africană la porcul mistreț. A fost delimitată zona afectată de 13 km, având în epicentru punctul în care a fost găsit porcul mistreț, compusă din zona infectată de 8 km în jurul epicentrului și zona tampon de 5 km în jurul zonei infectate. Centrul Local de Combatere a Bolilor Buzău se va reuni pentru a adopta planul de măsuri privind controlul și combaterea bolii, precum și pentru adoptarea zonelor de restricții, a transmis Direcția Sanitar-Veterinară printr-un comunicat de presă. La această dată, pesta porcină africană în județul Buzău evoluează în 12 focare din exploatații non-profesionale și o exploatație comercială, declarate în 8 localități. În urma măsurilor de combatere a bolii, au fost stinse până la această dată 5 focare. Se caută director pentru compania de apă. De curând s-a scos la concurs postul de conducere a societății. Până pe 11 martie, candidații trebuie să-și depună dosarul de înscriere. Însă nu oricine poate candida pentru această funcție. Au fost stabilite mai multe condiții pentru cei interesați, care trebuie să treacă prin mai multe probe pentru a câștiga fotoliul de director al companiei de apă. Pe site-ul companiei de apă a fost postat anunțul în care cei interesați sunt informați despre concursul organizat pentru ocuparea funcției de director. Totodată au fost afișate și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească potențialii candidați, precum și calendarul desfășurării concursului. Conform anunțului, de această activitate se va ocupa o firmă specializată. Până pe 11 martie se pot depune dosarele de înscriere, care vor fi evaluate timp de 4 zile, timp în care candidații vor trebui să răspundă și unor chestii și să susțină un interviu. Apoi, pe 15 martie, firma specializată va trimite către Consiliul de Administrație numele noului director al companiei de apă. La acest concurs nu se va putea înscrie fostul director, Ionel Tescaru. Din cele 7 criterii impuse pentru candidați, acesta nu îndeplinește unul dintre ele, care stipulează că sunt respinși candidații care au fost revocați datorită culpei personale din calitate de administratori la companii private sau de stat. Situație în care s-a aflat Ionel Tescaru, atunci când a fost înlocuit din funcția de manager al companiei de apă. Fostul director general a contestat în justiție decizia Consiliului de Administrație de a-l demite. Sentința se va da pe 11 martie, la Tribunalul Dâmbovița, după ce compania de apă a solicitat ca procesul să nu se judece la Buzău. În caz de câștig, Ionel Tescaru ar putea reveni la conducerea companiei, însă ar putea primi și o nouă funcție de conducere. Acesta este în cărți pentru preluarea șefiei Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Ionel Tescaru va fi numit la șefia ANRSC în locul președintelui Bogdan Petru Alexa, care a demisionat. Din funcția de președinte al ANRSC, Tescaru va avea putere de decizie în tot ceea ce înseamnă avizarea serviciilor comunitare, fie că ele se referă la apă, canal, gaze sau salubritate. Proiectele aflate în derulare în Buzău nu vor fi afectate de întârzierea bugetului național și implicit cel al județului. Conducerea Consiliului Județean susține că există în acest moment resurse financiare pentru a susține lucrările aflate în desfășurare, dar și noi investiții. 3-4 milioane de euro, reprezentând excedentul bugetar al Consiliului Județean, pot fi alocate urgent pentru demararea unor lucrări ori pentru continuarea unor investiții. Fondurile proprii ale județului vor fi folosite pentru a nu împiedica derularea unor proiecte în condițiile în care, în acest moment, nu există un buget aprobat pentru anul în curs. În prima ședință de Consiliu Județean, noi o să ne aprobăm anumite lucruri care țin de investiții, mă refer aici la excedent. Deci, în funcție de cum se termină licitațiile și cum vom începe lucrările, avem cu siguranță
în jur de 3-4 milioane de euro care să putem să le folosim din surse proprii. Tot din surse proprii ale județului vor fi realizate plăți către firmele care realizează anumite lucrări pe programe cu finanțare națională, atunci când banii de la Ministerul Dezvoltării întârzie. În eventualitatea în care sunt perioade când Ministerul Dezvoltării nu poate să facă plăți către constructori, să putem să le facem noi. De altminter s-a și întâmplat acum un an de câteva ori. Noi am pus sumele necesare, bineînțeles, în urma unor situații de lucrări și facturi trimise de către constructori. Am plătit noi, iar Ministerul Dezvoltării am primit banii în momentul în care au avut, să spunem, disponibilități. De ce vreau să spun acest lucru? Nu vor exista niciun fel de disfuncții din punct de vedere, să zic așa, că nu vor fi bani și constructorul nu poate să lucreze din cauza resurselor financiare care ar trebui să le aibă la dispoziție. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi suntem pregătiți. Președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, a precizat că Buzăul va mai primi finanțări europene și pentru alte proiecte, estimând că până la începutul verii, suma totală atrasă va atinge pragul de 100 de milioane de euro. Ulmii din pădurea Crâng sunt atacați de o ciupercă și se usucă de la an la an pentru a înlătura extinderea ciupercii. Ocolul silvic taie copacii bolnavi. Buzoienii care au auzit zgomot de drujbe au sesizat imediat primăria, care deocamdată nu administrează decât zona amenajată a parcului Crâng. Tăierile de copaci din parcul Crâng au început încă de acum 2 ani, atunci când o ciupercă a început să afecteze tot mai mulți ulmi. Tăierile de copaci uscați practicate de ocolul silvic Buzău, în pădurea Crâng, au ajuns într-o zonă apropiată de gardul parcului dintre Poarta Crângului și Spitalul Județean. Autoritățile cer buzoienilor să dea dovadă de înțelegere, pentru că doar așa se va limita răspândirea bolii. În Crângul Buzăului, începând din anul 2016, de când s-a manifestat atacul ciupercii Ophiostoma nova ulmii, s-au inventariat și extras 1200 de metri cubi, circa 1200 de metri cubi de arbor de ulm uscat în 5 ani de zile. Se usucă ulmul, dar el revine, de aceea nu găsim ulm bătrân în pădure, pentru că își revine și se reinstalează din sămânță și din lăstari. Și vedeți că sunt ulmii și cei care îi tăiem nu sunt arbori mai mari de 30-40 de ani, aceștia pe care îi tăiem. Buzoienii care au auzit zgomotul de drujbe au sesizat imediat primăria că se fac tăieri de copaci pe domeniul public, însă deocamdată municipalitatea nu a intrat în posesia Crângului. În prezent, direcția silvică Buzău este singura în măsură să gestioneze pădurea Crâng. Aștept să preluăm această pădure Crâng, astfel încât să facem aici unul din elementele de mare atracție, nu numai ale Buzăului, ci și a țării, cu ceea ce mai avem aici în centrul Crângului, vom ajunge probabil să avem cel mai mare parc din Uniunea Europeană după parcul, înainte de parcul din Berlin, care are 192 de hectare. Ulmii care au fost atacați de această boală sunt măcinați pe dinăuntru și se usucă destul de rapid. La un vânt mai puternic, copacii sau ramurile uscate s-ar putea prăbuși și ar putea pune în pericol buzoienii ieșiți la plimbare în aer curat. Infestează pe canalele unde urcă seva, are loc obturarea acestor canale și sărurile minerale și seva care sunt necesare în procesul plantei de dezvoltare, nu mai urc. Nemai urcând, arborile începe să lupte contra, așa. Face obturarea acestor canale și începe efectiv în albur uscarea. Pădurarii au marcat copacii bolnavi pentru a fi tăiați și a se stopa astfel propagarea bolii în tot Crângul. Până când pădurea Crâng va fi trecută în administrarea primăriei, societatea Urbiserv se ocupă doar de întreținerea ariei amenajate a parcului, delimitată prin borne de zona de pădure. Lemnul rezultat din tăierea copacilor bolnavi este de calitate inferioară și va fi valorificat integral către populație ca lemn de foc.
Razie de amploare joi dimineața a polițiștilor de la serviciul rutier vizați de controlele în trafic au fost transportatorii de persoane și mărfuri. Acțiunea organizată în scopul prevenirii accidentelor rutiere a scos la iveală numeroase nereguli, unele dintre ele foarte grave. Întreg dispozitivul de polițiști rutieri a fost mobilizat joi dimineață pe șoselele din județ într-o acțiune de control a transportatorilor de marfă și călători. Scopul acțiunii a fost acela de a depista abateri atât ale șoferilor cât și ale operatorilor de transport. Au fost verificate autovehiculele destinate transportului public de persoane cu capacitate de transport mai mare de 8+1 locuri, precum și celor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Subinspector Eftenaru Mircea, sunt de la serviciul rutier Buzău. Vă rog să-mi prezentați și mie documentele dumneavoastră, buletin, permis, certificate de matriculare, copia conformă. În această dimineață, dispozitivul rutier a organizat o acțiune pe linia constatării și sancționării abatelor săvârșite atât de operatorii de transport, cât și de conducătorii auto de transport, mărfuri generale, produse periculoase, cât și transport de persoane. Rezultatele nu au întârziat să apară. Polițiștii au găsit în trafic șoferi băuți care transportau mărfuri periculoase, precum și microbuze de transport persoane supraaglomerate. Cu această ocazie au fost identificați doi conducători auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice, valoarea fiind mai mare de 0,40 mg per litru alcool pur în aer expirat. S-au întocmit dosare de cercetare penale sub aspectul infracțiunii de alcoolemie. De asemenea, au fost identificați trei conducători de vehicule care transportau produse periculoase și se aflau sub influența băuturilor alcoolice, fapta fiind contravenție. S-a dispus reținerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile. De asemenea, au fost identificate în trafic vehicule care transportau mărfuri și care nu respectau timpii de conducere și de repaus și s-a dispus sancționarea operatorilor de transport. Cu privire la transportul de persoane au fost identificate microbuze și autobuze care transportau persoane peste numărul de locuri prevăzut în certificatul de matriculare. Activitățile sunt coordonate la nivel național de ofițerii specialiști ai Direcției Rutiere din cadrul IGPR și vizează prevenirea accidentelor rutiere produse în special din cauza încălcării normelor privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și de mărfuri. Acțiunea se desfășoară conform planului de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa, la care România este parte. Cu toate că în ultimul timp Spitalul Județean Buzău a scos la concurs foarte multe posturi pentru cadre medicale cu studii medii și superioare, în continuare pe anumite secții există deficit, în special de medici. Recent, Spitalul Județean Buzău a fost nominalizat de Ministrul Sănătății Sorina Pintea, alături de spitalele din Giurgiu, Târgoviște, Brăila și mai multe spitale din Oltenia, ca având deficit de medici specializați în anestezie terapie intensivă. Spitalul Județean Buzău stă deficitar la capitolul medici-anesteziști. De curând, unitatea spitalicească a fost nominalizată de Ministrul Sănătății Sorina Pintea ca având deficit de medici specialiști în anestezie, terapie intensivă. De altfel, o specializare extrem de importantă într-un spital de urgență. Chiar dacă în ultimul timp Spitalul Județean Buzău a scos la concurs foarte multe posturi pentru cadre medicale, în continuare pe anumite secții există deficit de medici. În perioada următoare se vor scoate în continuare la concurs posturi de medici la maternitate, dar și pe secțiile Spitalului Județean, precum UPU, ATI, boli infecțioase, dar trebuie respectat termenul de 3 luni de zile, așa cum prevede legislația în vigoare, de la ultimul concurs până la reluarea lui pentru postul ofertat care nu a fost ocupat. La fiecare scoatere la concurs de medici s-au prezentat medici tineri. La ultimul concurs acum, care de-abia s-a încheiat de lună, au venit pe urologie, medici au venit pe pediatrie, pe cardiologie avem înscris acum un cardiolog atât la, pe o secție care este vitală într-un spital, unde la momentul actual avem deficit de medici, de 2 medici. Și sunt cereri pe diferite secții de medici.
Însă la concursurile precedente au existat situații în care ori nu s-a înscris nimeni în competiție, ori s-au înscris, dar nu au trecut examenul. Între timp, echipa de specialiști a Spitalului Județean Buzău s-a mai completat cu un medic cardiolog, care va ocupa unul din cele două posturi de medic specialist scoase la concurs în cadrul secției de cardiologie. În această sesiune, spitalul a scos la concurs 11 posturi de medici vacante, însă interesul din partea candidaților nu a fost mare, doar doi medici depunându-și dosarele până la finalul perioadei de înscrieri. Ministrul Educației a venit vineri în vizită la Buzău. Ecaterina Andronescu a avut în prima parte a zilei o întâlnire cu directorii unităților de învățământ, unde a ascultat problemele ridicate de cadrele didactice și de reprezentanții sindicatelor din învățământ. La final, ministrul a mers la Palatul Comunal pentru o întrevedere cu autoritățile locale. Vizita sa s-a încheiat cu o ședință la Râmnicu Sărat. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a participat vineri la o întâlnire cu directorii unităților de învățământ din Buzău. Evenimentul a avut loc în sala mare a Consiliului Județean, unde au fost invitați directorii tuturor unităților de învățământ din Buzău. Aceștia, împreună cu reprezentanții sindicatelor din învățământul buzoian, i-au sesizat ministrului problemele financiare din sistem și au fost aduse în discuție propunerile de modificare a legii educației, începând cu simulările de examene, învățământul profesional și tehnologic, programul Masă Caldă în Școli și până la examenele de admitere. La rândul său, Ecaterina Andronescu a spus că nu susține ideea introducerii examenului de admitere la liceu, considerând că acesta nu și-ar avea rostul atâta timp cât evaluarea națională s-a dovedit eficientă. După această întrunire, ministrul Educației a mers la Palatul Comunal pentru o întrevedere cu autoritățile locale. Foarte multe probleme care țin de activitatea unui director. Cum stăm cu programele școlare, care este problema grupurilor sanitare suplimentare în școlile de aici din oraș, sau cum se rezolvă la sate acest lucru, cum se rezolvă aceste proiecte la sate. Avem bani în buget, ne așteptăm bugetul. Cu ce noutăți ați venit dumneavoastră pentru directorii din Buzău? Cu o mare rugăminte, cu imensă rugăminte, să creștem performanța în toate școlile noastre. Ecaterina Andronescu a venit la Buzău la invitația primarului Constantin Toma. Edilul vrea să afle chiar de la ministru ce posibilități are pentru a dezvolta la Buzău învățământul dual, tot mai solicitat pe piața muncii, după un model descoperit la o școală din Brașov. Cum să coagulăm agenții economici care lucrează în județul Buzău și care sunt, să spunem, cu mână în mână cu primăria, care lucrează pe teritoriul acestei autorități locale, și cum putem ca pe ei să-i adunăm să facem o școală cum este școala din Brașov. Mi-aș dori să se întâmple acest lucru. Vizita ministrului Educației la Buzău s-a încheiat cu o ședință cu directorii școlilor la Râmnicu Sărat. Discuții aprinse în ședința Consiliului Local Municipal pe tema comasării de școli din municipiu. Un proiect în acest sens s-a aflat pe ordinea de zi, însă nu toți consilierii l-au aprobat. În final, decizia a primit majoritate de voturi. Așa că, începând cu anul școlar viitor, vor funcționa mai puține unități școlare. Principalul motiv care a condus la adoptarea acestei decizii este scăderea considerabilă a numărului de copii. Unul dintre proiectele care a stârnit discuții în ședința Consiliului Local Municipal de vineri a vizat organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău. Cu alte cuvinte, este un proiect ce prevede comasarea unor unități de învățământ. Măsura a fost luată în discuție în urmă cu mai multe luni, odată cu mutarea elevilor de la Liceul Costin Nenicescu la grupul școlar de meserii și servicii, însă pentru a putea fi pusă în practică a fost nevoie de inițierea unui proiect de hotărâre. Aleșii din opoziție nu au fost de acord cu astfel de măsură, motivând că municipalitatea nu trebuie să facă economii atunci când vine vorba de educație. Ce o să vedem? O să vedem copii care intră la 7, alții la 10, alții la 1, alții la 4 după amiază, ținând cont de faptul că sunt și colegi în Consiliul Local care sunt cadre didactice și care am văzut că anumite săli de clasă sunt personalizate în funcție de profilul de activitate al
elevilor din școlile respective. La ședință a venit și un reprezentant al Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău, care a adus mai multe argumente împotriva comasărilor. Acesta este de părere că cel mai mult de suferit vor avea chiar elevii. Elevii vor învăța în schimburi, în schimbul 1 și în schimbul 2, în asemenea unități școlare unde se adună foarte mulți copii. Este o problemă. Se dorește ca orice copil să învețe într-un schimb. Nu este așa ușor ca un elev, chiar el de clasa 8-a, să ajungă la ora 20 iarna acasă pe întuneric. Deci nu putem asigura nici acest lucru. Spațiile se vor aglomera, după părerea mea. Pe de altă parte, primarul Constantin Toma spune că principalele motive care au stat la baza deciziei de comasare a școlilor au fost numărul tot mai redus de elevi de la un an la altul, precum și necesitatea unor spații în care să funcționeze grădinițele din municipiul Buzău. Educația a căzut foarte mult. Să nu ignorăm nici povestea cu cheltuielile, pentru că este o chestie reală. Se plătesc o mulțime de bani pentru școli goale. În momentul ăsta centrarea este pe profesor și mai puțin pe elev. Deci trebuie să ne concentrăm pe elev și să-i creăm toate condițiile. Deci susțin acest demers, mai ales că cele două spații, vorbesc de școala 6 și Nenințescu, liceul Nenințescu, spațiile de acolo, vor fi folosite tot pentru educația buzoienilor. Subiectul comasării școlilor din județ a ajuns și la urechile ministrului educației. Aflată într-o vizită de lucru la Buzău, Ecaterina Andronescu a declarat că este o măsură utilă, având în vedere scăderea considerabilă a numărului de școlari. Dacă ne uităm la sistemul de învățământ, putem să înțelegem asemenea momente sau asemenea demersuri. De ce spun asta? Pentru că acum 15 ani, în sistemul de învățământ, aveam 4.300.000 de copii. Astăzi avem cu 1.500.000 mai puțin, adică 2.800.000. Nu putem să, nu avem cum să populăm toate școlile și la un moment dat trebuie să încercăm să ne economisim resursele și să le utilizăm în sensul în care performanța poate să crească în școlile. În cele din urmă, proiectul care vizează comasarea liceului Costin Nenițescu cu grupul școlar de meserii și servicii, precum și a școlii numărul 6 cu școala 16, a fost aprobat cu 14 voturi pentru. Autoritățile județene sunt nevoite să adapteze măsurile de combatere a pestei porcine africane la mediul sălbatic după ce virusul a fost confirmat la un alt mistreț. Pericolul de răspândire a bolii este mult mai mare în fondurile de vânătoare decât în gospodării și aproape imposibil de controlat. Centrul local de combatere a borilor s-a întrunit vineri dimineață într-o ședință extraordinară pentru a adopta un plan de măsuri privind pesta porcină africană. Întâlnirea factorilor de decizie vine ca urmare a confirmării unui nou caz de boală la un mistreț găsit mort într-un fond de vânătoare de pe raza comunei Berca. Combaterea virusului este însă mult mai dificilă în mediul sălbatic decât în cazul porcilor domestici din gospodării. Se vorbește despre un nou fond de vânătoare. 27 Berca este un fond de vânătoare care este limitrof, este vecin cu fondul de vânătoare 42 Ardei. Vorbim de mediul sălbatic, vorbim de niște spații care nu sunt îngrădite, nu sunt delimitate clar și nu sunt separate de bariere importante care să poată face de așa manieră, să poată fi stabilare în fața mișcării efectivelor de porc mistreț. Odată decerat un depozit de viral de peste porcina africană în mediul sălbatic, fărădurarea este extrem de greu de gestionat. Nici perioada în care ne aflăm nu este deloc prielnică, mai spun veterinarii, iar eventuale noi cazuri de peste porcină la mistreț sunt greu de identificat. Având în vedere ecologia vânatului, ecologia porcului mistreț, perioada pe care o traversăm acum este destul de greu de observat, în primul rând, cazurile de porc bolnav și mai ales de găsire chiar a cadavrelor în fundurile de vânătoare. Este perioada în care scroafele sunt fie gestate, fie fătate. Locurile alese de aceste exemplare sunt, în general, destul de greu, greu de abordat de către om, indiferent cine ar fi el. Fără îndoială, perspectivele nu sunt unele foarte facile, având în vedere tocmai motivele pe care vi le-am expus.
în măsura în care o să mai apară, dacă o să mai apară astfel de situații, fără îndoială, vom lua toate măsurile pe care le avem la îndemână și pe care legislația specifică ne obligă să le luăm. Un set de măsuri ca urmare a confirmării prezenței virusului pestei porcine africane la un mistreț găsit mort într-un fond de vânătoare la Berca a fost adoptat în ședința extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor. Măsurile includ instituirea unor zone tampon în jurul celei infectate. Localitățile din zona infectată și zona tampon a focarului sunt pe raza județului Buzău și au fost stabilite de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, după cum urmează. Zona infectată de 8 km în jurul focarului, comuna Berca, comuna Muriu și comuna Cermetești. Zona tampon în jurul zonei infectate de minim 5 km, Măduna, Hârscov, Tisă, Odăile, Vernești, Coțoasa, Săpoca, Vernești, Vlăjani, Mecei. În prezent, pe raza județului Buzău, în trei fonduri de vânătoare sunt focare de pestă porcină africană. Garda forestieră i-a notificat pe gestionarii acestor fonduri, dar și pe ceilalți cu privire la situația actuală. Ca soluție de combatere a virusului s-a propus diminuarea cotelor de vânătoare în zonele unde nu există suspiciuni de boală și intensificarea vânătorii acolo unde sunt focare. Doamnelor, domnilor, retrospectiva celor mai importante știri ale acestei săptămâni a ajuns la final. Sunt Maria Stroie, vă mulțumesc pentru atenție. Weekend excelent vă doresc în continuare. La revedere!